Cei care expun astăzi la Galeria Romană sunt cu adevărat maestri, sunt profesioniști. Am venit cu multă bucurie și am redescoperit prieteni vechi, artiști restauratori, iconari, pictori în frescă. Participanții sunt profesioniști ai domeniului, sunt oameni foarte pasionați de redescoperirea tradiției și putem să spunem că, da, într-adevăr, acest act de restaurare culturală a unui meșteșug vechi s-a făcut. Am redescoperit tradiția și am legat acest lanț al tradiției. Despre icoana nu se poate vorbi și mai degrabă această artă poate fi contemplată. Icoana poate fi trăită pentru că este într-adevăr un act revelator. Pe lângă anii de ucenicie pe care fiecare neofit îl face lângă un maestru, lângă o persoană încercată, sunt totuși multe ore de studiu. Lăudați-l pe el întru puterile lui, lăudați-l pe el. După mulțimea slavei lui. Iconarii sunt doar acei oameni care știu despre arta icoanei, despre frumusețea icoanei, despre frumosul divin în opera lui Dostoievski, despre ceea ce realizează un pictor care practică un anumit gen de așeză. Postind, rugându-se, reușește să redea aceste comore extraordinare care vorbesc de la sine, care sunt icoanele. Frumusețea ortodoxiei noastre nu constă doar în cult, în arta și muzica bizantină, ci în mod deosebit în darul acesta minunat pe care Dumnezeu l-a făcut lumii, creștinătății, în special ortodoxiei în mod deosebit, darul acesta al icoanelor. De multe ori m-am întrebat de ce în biserică noi cădelnițăm, cădim și tămâiem icoanele, freștele, dar deopotrivă îi tămâiem și pe credincioșii prezenți. Pentru că și ei, și ei înși sunt icoane, catatin icona tuteu, cum spune teologia, creați după chipul și trebuie să ajungă spre asemănarea cu Dumnezeu. Sunteți icoane vii. Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii.